Butterman, dato, ješ Butterman. Butterman, dato, ješ Butterman. Butterman, dato, ješ Butterman. Butterman. Salutare și binevenit la un nou episod aici pe canal. Eu sunt LCH Gamer și astăzi deschidem ceva fain. Deschidem un 86 Plus, deschidem pachete de la Marky, deschidem niște pachete de Headliners Promo și deschidem niște pachete, cele două pachete de la Tavernier. Da, l-am făcut pe Tavernier. Nu am avut nevoie să dau absolut niciun ban pe Tavernier, nici un ban. L-am avut pe Icardi în club, Di Maria în club, Pjanic în club, Skriniar, am avut acel inform în club. A fost totul ok. Ăsta a fost SBC-ul numărul 2. SBC-ul numărul 1 a fost chiar și mai ușor de făcut, cu un Dele Alli, cu un Marquinhos, cu un Wan-Bissaka. Am terminat și SBC-ul acesta. Mi se pare un jucător foarte bun. Este headliner. Deci dacă e headliner, dacă echipa lui face 4 victorii consecutive, va primi upgrade. Iar Rangers este pe o pantă destul de ascendentă și poate să facă acest lucru. Poate să aibă 4 victorii una după alta. Are 94 pace, 81 shooting, 86 passing, 86 dribbling, 80 defending, 90 physical. Literalmente îl poți juca aproape pe orice post. Are un high medium, la fel ca și Bellerin, deci nu cred că te ține atât de mult pe loc. În rest, are niște stats-uri foarte, foarte, foarte bune. Și eu zic să ne și uităm puțin peste ele. 93 acceleration, 95 sprint speed. Are finishing 75, dar dacă îi dai un hunter, cred că îl duci într-un 85. Shoot power 87. Are long shots 85, penalties 98. La passing, crossing 91, short pass 86, curve 93. Are un composure destul de bun, 82, balance și agility, 90 agility, 88 balance, păcat de 3 star skill moves. Are un defending awareness 74, dar cred că poți să-l urci. Are 99 stamina, 91 strength, e absolut insane. Și acum că am avut workout-ul asigurat, eu zic să începem cu un Jumbo Gold Pack. Am avut și avem în continuare un workout asigurat pe episodul ăsta, l-avem pe Tavernier, un jucător foarte, foarte bun pentru echipa noastră. Poate, cu puțin efort, poate să intre și în primul 11. Mergem mai departe, avem Premium Gold Players Pack. S-ar putea să avem niște pachete foarte, foarte faine în acest episod. Ideea e să și ne dea ceva. Mergem mai departe și mergem cu acest Mall Rare Gold Players Pack. Sunt foarte, foarte emoționat de ce o să pice în 86 plus ăla. E al treilea pachetel de 86 plus. Din acesta îl avem pe Arnautovic. Cred că îl mai am deja în club pe Arnautovic și îl am chiar untradeable, bine măcar că asta este tradeable. Am uitat că astea sunt pachetele de la Marky. Mai avem aici un Prime Electrum Players Pack. Hai să vedem. Din astea cu Prime, cu nebunii, poate să îți pice ceva, fiind pachete promo-ish. Nope. Nimic aici, îl avem pe Andre. Hai. Că știm că un workout mai avem din acest 86, dar hai să mai avem un workout și din astea de pe aici. Ar fi tare frumos să mai avem ceva. Este workout! Așa mă, se cere și se primește. Germania, goalkeeper. Îl avem pe Neuer și îl am deja pe Neuer. Sper să nu fie untradeable. Sper să nu fie Neuer untradeable. Fii tradable, te rog, fii tradable, te rog, fii tradable, te rog, fii tradable.
te rog, fi tradable. Yes! Bine, mă, îl avem pe Neuer tradable, avem un Neuer tradable. Not bad, not bad at all. Și pe toate SBC-urile pe care le-am făcut, nu am dat niciun ban, nici pe Tavernier n-am dat niciun ban, am avut totul în club, deci Neuer clar este un prost. Back-to-back walkout! Back-to-back walkout, Germania, CB, de la Borussia, îl avem pe Hummels de 86, mă mănânc acum să dau pe 86 plusul ăla, să am 3 walkout-uri, una după alta, doar așa, pentru titluri, 3 walkout-uri, una după alta, aia și facem, ne ducem frumos la 86 plus și apăsăm pe el să avem 3 walkout-uri unul după altul. 3 walkout-uri unul după altul. Ok. Ce poate să fie? Franța? Nu, portar Franța. Of, iară portar. Îl avem pe Loris de 87. Măcar nu-l mai am în club. Deci până acum în SBC-ul ăsta de 86 plus l-am prins pe Kanté, Busquets și pe Loris. Nu mai scăpăm de portari odată. Bun, și mergem pe un Prime Gold Player Spec. Deci avem 3 walkout-uri una după alta. 3. Era frumos să fie și al patrulea. Însă aici și avem un board. Și e informul de la Juventus. Ok. E Danilo de 82-75 pace. Cred că e tradable și pachetul ăsta. Îl putem băga și ăsta la un semi-walkout acolo? 3,5 walkout-uri una după alta. Da, este tradable și el. Și ultimul rar Electrum Player Spec. Ultimul pachetel pe seara aceasta. Nu este walkout. A fost un pre-opening destul de reușit. Chiar unul dintre cele mai reușite din ultimul timp. Avem un Neuer la 50.000, un Hummels la 25 și un Danilo Inform la 15.000. Deci avem undeva la 90.000. Așa, din nimic, totul din club băgat în SBC-uri. Nu mai zic și de celelalte consumabile. Sunt chiar foarte, foarte mulțumit. Până data viitoare mă găsiți pe Instagram, aveți linkul în descriere, nu uitați să dați un follow, dați un subscribe și un like acestui videoclip dacă v-a plăcut și bineînțeles, jucați FIFA, că nu vreți să fiu eu mai bun decât voi. V-am pupat. Ciao. Butterman, da tu, ești Butterman. Butterman, da tu, ești Butterman. Butterman, da tu, ești Butterman. Butter, da Butterman.